Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Cărți deschise pentru minți deschise. Alături de noi Monica Daniela Găitănaru, psihoterapeut, analist junghian, formator acreditat la referențialul arhetipurilor personale, o dragă prietenă și iată, vorbim despre un subiect, spun eu, extrem de important, despre sentimentul de apartenență. Pornind discuția noastră pe marginea cărții Apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, conectarea cu ceilalți și cu natura de Tocopa Turner. Am să-mi permit cumva să dezvălui un lucru, hai să spunem, mai intim, dar acest lucru intim cred că face deliciul și savoarea și bucuria nu doar a noastră ca protagoniști ai acestui material video, dar cred că și ai celor care ne urmăresc, urmăritorii noștri fideli de pe pagina de Facebook a Editurii Herald, dar și de pe canalul de YouTube al Editurii, și anume faptul că tu ai citit această carte în limba engleză, mi-ai mărturisit că ai lăcrimat atunci când ai citit această carte în limba engleză, dar și varianta în limba română, pentru că această carte și mai ales autoarea acestei cărți rezonezi foarte mult cu, și cu cartea și cu autoarea și cumva o simți atât de aproape, asta referitor la sentimentul de apartenență, o simți atât de aproape pentru că rezonezi și cu, nu doar din punct de vedere al specialistului, sau nu din punct de vedere al profesionistului, al psihoterapeutului sau al analistului junghian, dar și probabil că sunt în tine niște resorturi intime care rezonează cu autoarea acestei cărți. Așa este, da, cu siguranță. Pentru mine a fost o surpriză foarte, foarte plăcută să descopăr, citind paginile acestei cărți, delicioasa formă de autodezvăluire pe care o face autoarea, pentru că nu se sfiește să ne introducă prin intermediul ideilor discutate în carte, inclusiv în intimitatea propriilor sale trăiri, a procesului prin care a trecut, a întregului drum de pierderea apartenenței și de regăsirea ei, iar faptul că rădăcinile din care au infuzat până la urmă dezvoltarea acestei autoare sunt atât din zona junghiană cât și din zona sufismului, au făcut-o să ajungă și mai puternic în sufletul meu, să-mi fie și mai dragă, pentru că sunt două zone cu care eu rezonez intens. Sunt două dimensiuni pe care le consider intime și prețioase sufletului meu și care, într-o formă sau alta, simt că și-au pus o pecete prețioasă și în viața mea. Așa că, mai mult decât cu ideile, și nu doar cu ideile, am simțit că rezonez cu omul din spatele lor, cu toată această transparență și claritate pe care o descrie într-un mod minunat, pentru că este ca și când, citind această carte, sau cel puțin acesta a fost sentimentul meu, stai de vorbă cu o prietenă dragă, un om apropiat sufletului tău, care îți povestește despre propriile sale trăiri, dar și despre trăirile tale, pentru că e inevitabil să nu te regăsești în ceea ce descrie autoarea în această carte, și îți arată un drum pe care îl luminează din aproape în aproape cu un felinar delicat, blând, plin de compasiune, plin de poezie, pentru că îmi place foarte, foarte mult și limbajul în care este scrisă cartea. Dincolo de ideile absolut fantastice și revelatoare, este scris într-un mod atât de prietenos, atât de apropiat cititorului. Nu ai senzația că trebuie să faci eforturi pentru a citi această carte, ci pur și simplu e ca și când te invită într-o intimitate și mai profundă cu tine însuți, dar cu niște metafore și cu un simț al limbajului și al poeziei care nu are cum să nu se ducă inimile celor care citesc. Asta este ceva ce face această carte să fie cu atât mai specială, cu cât, deși ideile pe care le abordează sunt unele cutremurătoare pe alocuri,
Adică te ducem în miezul celor mai adânci profunzimi ale sufletului. Te duce în zona rănilor poate celor mai vulnerabile, fragile și dureroase. Și cu toate acestea își menține căldura și susținerea și încurajarea prin fiecare cuvânt enunțat în această carte și prin atitudinea, prin suflul, prin duhul acestei cărți. Pentru că, dincolo de, repet, ideile cărții, mi se pare că această carte are un duh aparte. Are pur și simplu o energie a ei care este ca un fel de container. Este ca și când intri într-un vas alchimic din care parcă nu mai poți să ieși același om. Cartea tratează mai multe, să le spunem, subiecte, mai multe teme, toate, așa cum ai spus tu, toate răvășitoare și tulburătoare. Știu că sunt două capitole care ți-au atras atenția în mod deosebit, cu care ai rezonat și îți plac foarte mult. Și aș vrea să discutăm puțin pe marginea lor. Este vorba despre capitolul 3, Mama moartă. Și de asemenea despre capitolul 6, Inițieri prin exil. Hai să le luăm pe rând. Wow! Da, pentru mine aceste capitole au fost clar cele care au pus punctul pe ei, au așezat degetul direct pe rană, pentru că, într-adevăr, atunci când vorbim despre acest arhetip al mamei moarte, este ca și când ne întâlnim față în față cu toată absența extrem de prezentă din viețile noastre. Mai ales atunci când nu au existat acei ochi care să ne vadă în intimitatea identității noastre, în cine suntem noi cu adevărat, atunci când nu au fost acei ochi care să ne recunoască și să ne valideze că e ok așa cum suntem și nu au fost acele urechi care să ne asculte vocile noastre lăuntrice și adevărul sufletului nostru, este ca și când nevoia de ajustare se naște în permanență, aducând cu sine nevoia unor false apartenențe. De fapt, nevoia clar este o nevoie de apartenență, însă uneori acceptăm și false apartenențe, care ceea ce fac ele dureros în viața noastră este că ne propun la un nivel subtil, o formă de troc, o formă de schimb. Este ca și când, dacă tu renunți la tine așa cum ești și vei fi așa cum îți cer eu sau cum am eu nevoie să fii, te voi accepta și îmi vei aparține sau ne vom aparține reciproc, se va crea acest sentiment de solidaritate, însă prețul este foarte, foarte mare. Și de cele mai multe ori aduce cu sine o pustiire sufletească, pentru că cu cât facem mai multe eforturi să aparținem de ceva ceea ce ne este străin, ajungem să ne îndepărtăm de noi înșine, să uităm cine suntem și în felul acesta ulterior să pornim pe calea exilului și a alienării. De fapt, există aceste două nevoi fundamentale în psihicul fiecarei ființe umane, nevoia de apartenență pe de-o parte și pe de altă parte nevoia de autenticitate. Iar ceea ce se naște aici este un conflict între acestea două, atunci când apare această cerință a falsei apartenențe. Pentru ca tu să-mi aparții, trebuie să renunți la autenticitatea ta. Ori lucrul acesta este ca și când îmi ceră un preț prea mare. Și este o formă de ucidere, de otrăvire a aspectelor noastre, poate celor mai intime. În felul acesta uităm de noi. Uităm de noi pentru a ne conforma contextul exterior, oamenilor din jurul nostru, care ne pun aceste condiții ale înstrăinării de sine pentru a aparține de conjuncturile pe care ni le oferă. E ca și când cerșim frimituri emoționale, frimituri afective.
pentru că ele nici măcar nu aduc cu sine acel sentiment de apartenență. Când aparțin cu adevărat, ca să pot să aparțin cu adevărat, am nevoie să fiu întreagă, am nevoie să fiu autentică, am nevoie să fiu eu însă. Pentru că, în mod normal, apartenența este despre regăsirea unui context, sau poate, ca să zicem așa, unei familii de suflete, în care nu doar că ne putem dezvolta noi înșine propriile abilități, nu doar că putem să creștem, să evoluăm prin rezonanța, afinitatea, valorile comune pe care le împărtășim cu aceștia, dar simțim că suntem acceptați și prețuiți tocmai pentru cine suntem, nu pentru ceea ce ar trebui să fim în ochii celorlalți. Asta ar fi adevărata apartenență, acel sentiment de acasă și de familiaritate sufletească, spirituală, profundă. Uite, am găsit un citat pe care aș vrea să-l comentez un pic, un citat al autoarei Tocopa Turner. Un citat care îmi place foarte, foarte mult. Este un fel de sinteză a informațiilor cuprinse în această carte. A trăi o viață întrupată înseamnă să ne implicăm într-o relație nu doar cu bunătatea, ci și cu durerea dorului și a absenței, incluzându-le în viața noastră. Pot să fiu cu dorul meu? Pot să permit golului produs de ceea ce îmi lipsește să rămână gol, fără să încerc să-l umplu cu substitute? Pot să fiu eu însămi dorul fără așteptarea de a fi alinată? Pot, trăind cu absența, să devin prezența după care sunt atât de înfometată? Superb, superb. Așa cum spuneam, absolut copleșitor, pentru că sunt întrebări care ne invită pe fiecare dintre noi, citindu-le, să ne întoarcem spre noi, să le reflectăm în profunzimea propriei noastre intimități și să găsim răspunsurile oneste. Pentru că întrebările, la rândul lor, sunt foarte oneste și foarte legitime. Da, e nevoie de această acceptare a durerii, de această acceptare a rănii, a înstrăinării despre care vorbeam, și ea numește partea aceasta, este una dintre formele de inițiere în exil, sacrificiul pe care, acum, pentru că m-ai provocat, o să citesc și eu ceva, ca un răspuns la ceea ce ai spus tu mai devreme. Uite cât de frumos zice: cuvântul sacrificiu nu este despre renunțarea la sine, așa cum am fost învățați, ci vine din rădăcina a face sacrul. Pentru o întâlnire sinceră cu necunoscutul, trebuie să renunțăm la ceva de mare valoare, ca să nu ne agățăm de o versiune veche a noastră. Prin facerea sacrificiului se face un transfer de putere. Prin numirea și renunțarea la acest ceva, stăpânim ceea ce obișnuia să ne stăpânească. Energia blocată în conformismul nostru este eliberată pentru beneficiile noastre și o putem folosi acum, conștient. Iar sacrificiul acesta ține de toată acea muncă pe care uneori o depunem pe parcursul tuturor anilor noștri de formare, de dezvoltare. Pot să se adune zeci de ani de înstrăinare pe care îi investim cu o mulțime de resurse în procesul nostru de adaptare la lume și în căutarea locului și a sensului personal. Iar atunci când toate aceste eforturi ne duc spre o falsă apartenență, singurul lucru sănătos pe care l-avem de făcut este, conștientizând asta, să renunțăm. Dar e oare ușor să renunțăm la o investiție, poate de zeci de ani, poate de o viață întreagă? Poate că m-a costat mult să ajung cine sunt acum în ochii altora. Poate că e valoros pentru mine să fiu privită într-un anumit fel, să fiu admirată pentru anumite lucruri. Îmi este ușor să renunț la toate astea doar pentru a urma calea sufletului meu?
Și atunci vine această parte a ofrandei, vine partea aceasta a jertfei, a face sacrul, alegând ceea ce este autentic, sfânt, adevărat, în ființa mea, cu încrederea deplină și absolută că acest lucru o să mă conducă spre o apartenență mult mai hrănitoare și mai vindecătoare, pentru că atunci când mă aleg pe mine, oamenii care sunt asemeni mie, asemeni versiunii mele reale, nu vor întârzia să apară așa cum au apărut lebedele în povestea rățuștii celei urâte, de îndată ce ea a acceptat calea exilului, a acceptat să plece din curtea cu gâște, rațe și găini. Avem nevoie să ieșim din cotețul cu rațe și gâște ca să putem să ne găsim pe noi. Pentru că undeva acolo, în lumea largă, există și tribul nostru, există și acea comunitate care ne așteaptă. Și de multe ori oamenilor le este foarte teamă să piardă relațiile apropiate pe care le au, chiar dacă sunt toxice, chiar dacă îi costă foarte mult, chiar dacă îi doare, gândindu-se că, ok, și ce o să mă aștepte vreodată mai bun? Poate că în prima instanță nu o să găsești, din prima clipă când ai ales să faci o astfel de separare, acei oameni pe care îi căutai. Dar apartenența este de mai multe feluri. Și cred că apartenența începe prin a ne aparține noi, nouă înșine. Atunci când eu mi-aparțin mie, îi aparțin vieții. Și viața îmi va deschide toate căile și toate porțile spre drumul sinelui meu. Și poate că nu o să găsesc din prima acea familie spirituală la care visez, dar pot să aparțin, iată, de un autor care îmi deschide inima și care îmi vorbește poate mai intim decât mi-a vorbit orice prieten sau orice ființă reală Absolut. Din viața mea de până acum. Exact. Poți să o găsesc în maestri spiritual, poți să o găsesc în ghizi, poți să o găsesc în cărți, poți să o găsesc în filme. Poți să găsesc apartenența în artă, în creativitate, în natură și încetul cu încetul o voi găsi și în oamenii din jur. Da, pentru că așa cum spune și titlul cărții, redobândirea conectării cu noi înșine, în primul rând, să ne aparținem, așa cum frumos ai spus tu, să ne aparținem nouă, apoi reconectarea cu natura și reconectarea cu ceilalți. Și dacă am pomenit despre reconectarea cu natura, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să ne pomenești și despre un retreat pe care tu îl organizezi, o mini-tabără, cum îmi place mie să-i spun, pe care tu o organizezi împreună cu soțul tău, Andrei Găitănaru, de asemenea și el psihoterapeut iunghian. Spune-ne mai mult despre ce este vorba, ce conține, când va avea loc pentru cei interesați, pentru că sunt convins, apropo de apartenență, mulți dintre cei care ne vor asculta, vor dori poate să participe și la acest retreat. Îi așteptăm cu drag. Bineveniți! Este o tabără intitulată Coborâri la cer și, deși sună paradoxal acest titlu, această numire pe care i-am oferit-o, ne invită exact la explorarea acestei teme foarte prezentă în toate mitologiile lumii și pe care foarte, foarte frumos o citează și o explică și Tacopa Turner în Apartenența, în capitolele despre exil, coborârea în infern. Ea vorbește și citează despre coborârea în infern a Inanei la Ereshkigal, la sora ei din lumea de dincolo, vorbește și descrie foarte cu miez și cu sens rostul unei astfel de călătorii și despre dezgolirea aceea permanentă, despre a da jos toate straturile false și artificiale pentru a ajunge față în față cu adevărul tău cel mai profund. Noi o să vorbim, desigur, și despre miturile specifice mitologiei grecești,
O să discutăm și despre Orfeu, o să discutăm și despre coborârea în infern a lui Heracle, o să discutăm despre Ulise, o să discutăm despre mai multe astfel de tematici ale coborârilor acelora inițiatice care sunt atât de prezente, inclusiv în călătoria eroului, așa cum este ea descrisă și nuanțată de Joseph Campbell, dar și de alții autori dragi nouă despre care am mai discutat aici și pe care ați avut inspirația și generozitatea să-i publicați. Și va fi un prilej de reconectare cu noi înșine, unii cu alții, cu natura și cu aceste adâncuri inițiatice ale sufletului nostru, care ne invită, de fapt, la ieșirea din falsa apartenență, pentru că orice coborâre în adânc, orice coborâre în infernul personal, de fapt, este un drum al purificării, este ca un fel de purgatoriu în care facem acel sacru despre care vorbeam mai devreme, în care învățăm să facem ofranda a ceea ce nu ne aparține în mod real, a ceea ce este doar rodul unor mecanisme de adaptare la nivel social și exterior, pentru ca în cele din urmă să atingem cerul din noi, să ne regăsim și să ne realiniem cu sinele nostru, cu această parte sfântă pe care o purtăm fiecare în interior și este cea care ne dă aripi și este cea de care aparținem, poate în modul cel mai înalt și cel mai profund. Când va avea loc? Va avea loc în perioada 1-4 septembrie, în zona Branului, într-un cadru natural foarte, foarte frumos. Deci, iată, așadar, un titlu foarte sugestiv, aș spune eu, al acestui retreat. În momentul în care tu ai menționat, eu m-am gândit, inevitabil, m-am gândit la cartea lui Mircea Eliade, La nuntă în cer. Așa, pentru că și autoarea cărții despre care noi am povestit astăzi, Apartenența, Tocopa Turner, are un capitol care se numește Nunta interioară. Deci iată că lucrurile nu sunt întâmplătoare, se leagă. Dragilor, iată, am vorbit astăzi alături de Monica Daniela Găitănaru, psihoterapeut, analist junghian, formator acreditat în referențialul arhetipurilor personale, pe marginea cărții Apartenența. Cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectare cu sine, cu ceilalți și cu natura, de Tocopa Turner, o carte pe care, așa cum vă spuneam la începutul materialului nostru, o carte pe care noi o iubim foarte mult și pe care vă o recomandăm cu mare drag. Și să nu uităm, pentru că toate lucrurile se leagă, pentru că așa funcționează legile Universului. Vă mai reamintesc încă o dată retreat-ul despre care povestea puțin mai devreme Monica. Toate informațiile despre acest retreat desfășurat în zona Bran Moeciu în perioada 1-4 septembrie le veți găsi pe pagina holisticrestart.ro. Deci acolo veți găsi informațiile referitoare la acest retreat. Încă o dată îi mulțumim foarte mult Monicăi Găitănaru, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!